Peste 1.000 de membri ai Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret au pichetat astăzi în fața Palatului Parlamentului. Mișcarea vine la 2 săptămâni după ce sindicaliștii au anunțat că vor demara acțiuni de protest la nivel național, care pot culmina cu blocarea anului școlar. Solicitările Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret sunt 6% din PIB pentru educație, modificarea legii educației naționale, o lege specială pentru salarizarea personalului din învățământ didactic, didactic auxiliar și nedidactic, debirocratizarea actului educațional, depolitizarea sistemului de învățământ preuniversitar și deblocarea reală a posturilor didactice auxiliare și nedidactice. Marius Ovidiu Nistor, președintele Federației, a declarat că actualul guvern a avut cea mai lungă perioadă de pace socială. Sindicaliștii au sperat ca promisiunile făcute înainte de alegeri vor fi materializate, însă revendicările principale nu și-au găsit nici până acum soluții. Aceștia amenință că dacă pe politicieni nu interesează ce se întâmplă cu cei peste 3,5 milioane de elevi și peste 350.000 de angajați din învățământ, vor continua astfel de acțiuni și în perioada următoare și vor putea culmina în condițiile în care cererile lor nu vor fi rezolvate cu blocarea anului școlar.